Așa, scumpule, ești gata de not? Hai să spun casca de not. Nu, nu vreau să port cască! Nu mă pot forța! Of, ce enervanți pot fi copiii uneori! Mami, uită-te la mine! Mi-a venit o idee! O să umplu casca de not cu apă! Sunt un dragon acvatic, cel mai tare din lume! Pot să respir în apă? Nu! O să-ți pun casca, scumpule! M-am lovit la cap, m-am udat complet! Mi-e sete, vreau să beau apă! Trebuie să deschid robinetul ăsta! Of, nu ajung la el, e prea departe! Mami! Vreau să beau apă! Vai, mă strigă băiatul meu! Ia să văd ce vrea! Ce e? Mami, mi-e sete! Nu-i bai, te ajut imediat! Așa, un pahar cu apă pentru băiețelul meu perfect! Ce spui? Mulțumesc! Nu știu ce să zic despre cartea asta! Mami! Ah, iar are nevoie de mine, uf! Ia să văd ce vrea! Mami, apă te rog! Da, imediat! Ok, poftim un pahar cu apă! Ce bine! Apă, 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 apă! Mami! Vai, ce tare țipă! Nu se mai termin niciodată treaba! Ce vrei, scumpule? Mai vreau apă! Am înțeles! Stai puțin, mă întorc imediat! Uite ce am pentru tine! Wow! Poftim! E un mini dozator de apă, special pentru tine! Are mărimea perfectă și ajungi ușor la el! Oh, un pinguin! Hai să-ți arăt cum să-l folosești! Ții paharul aici, apoi apeși pe ăsta! Wow, ce de bule! Poftim! Un pahar cu apă special pentru tine! O să mai întorc niște apă! Perfect! Bravo! Ce tare! Sunt un cowboy! Călăresc taurii! Rodeo! Iuhu! Trebuie să merg la baie! Ce culoare frumoasă are camera asta! Trebuie să merg la baie! Mami! Nu ai voie să intri cu mine! Of, nu știu ce face acolo! Am nevoie de hârtie igienică! E un monstru din hârtie igienică! M-a prins! Of, mami, m-a prins monstrul din hârtie igienică! Poftim? De ce ești înfășurat în așa multă hârtie igienică? M-a prins! Sunt mort! Of, nu vreau să mă mai joc! Ok, ok, așteaptă puțin! Ok, văd că trebuie să te învăț ceva legat de hârtie igienică. Vino aici! Prea multă hârtie igienică! Oh, baloane! Așa, stai jos ca să te învăț cum să folosești hârtia igienică. Bine, ok, ia niște hârtie igienică, dar nu prea multă. Trebuie să o împăturești frumos. Să o împăturesc? Ok, pot să o împăturesc. Perfect, acum folosești-o fix așa. Așa, vezi? Monstrul a dispărut! Încearcă și tu! Ha? Să șterg baloanele? Ok! Atenție la hârtia igienică! Baloanele țin loc de fund! Vai de mine, ce repede crești mare! Fund din baloane, fund din baloane! Mami, pot să mănânc bomboane? Ce bine, îmi place ciocolata! E delicioasă, delicioasă! Aș putea mânca niște struguri, dar am la îndemână bomboanele astea de ciocolată. Nu o să mor dacă mănânc o bomboană. O să mă răsfăț puțin. O să mai iau rapid încă una. Aproape că am terminat de scris raportul ăsta. Bolul e gol? Vai, nu-mi vine să cred! Am mâncat toate bomboanele! Nu! Oh, nu! Trebuie să fac ceva! O să fie supărat foc! Mami, am ajuns acasă! Trebuie să fac rapid ceva! Poate mă pot folosi de strugurii ăștia! Și
ce-ar fi să învelesc în ambalajele rămase? Pot să încerc, de ce nu? O să învelesc pe toți. Așa, ăsta e ultimul. Bună, scumpule, ce dor mi-a fost de tine. Mami, pot să mănânc o gustare, nu-i așa? Ok, mersi, pa! Oh, oare o să observe? Ha? Nu are același gust ca până acum. Mă duc să mă joc cu dinozaurii. Fiu, a fost cât pe ce să fiu prinsă. Pa, pa, flamingo! O să desenești ceva pe balonul ăsta cu un marker. Așa, am desenat o față zâmbitoare. Ah, micul meu artist. Am cel mai tare balon zâmbitor. Nu, trebuie să-l umflu din nou. Nu, balonul meu zâmbitor. Ventilatorul meu a omorât balonul zâmbitor. Vai, nu plânge, scumpule. Știu cum pot rezolva problema asta. Vreau balonul înapoi. Ok, am balonul desenat și spart și încă unul alb, întreg. Așa, o să-l pun pe cel întreg în interiorul celui spart. Și apoi o să torn în el niște sclipici în formă de steluțe. Pe urmă o să umplu balonul interior cu apă. Dar nu prea multă. Pentru primul pas am nevoie de o panglică. Așa, am legat bine balonul ca să nu iasă apa din el. Scumpule, uite, ți-am făcut o jucărie nouă. Ha? O jucărie nouă? Ce e asta? Wow, când am strâns-o a apărut un balon nou. Hei, are și steluțe înăuntru. Ce tare! Ah, racul o să te prindă. Ce faci, scumpule? Te distrezi? Ți-am adus o gustare. Ce tare, ursuleț gumați, mersi! Mai întâi o să-l mănânc pe ăsta. Delicios! E aroma mea preferată. Ce drăguț! Ok, distracție plăcută alături de jucăriile tale. Atenție la rac! M-am săturat de regele rac. Acum a devenit un pirat spațial. Pac, pac, pac! Trage cu arme laser! Oh, nu! Ursuleții mei gumați! Nu! Ce-au pățit? Iu, ce lipicioși sunt! Ce grețos! Mami! Vai de mine! Ce ai pățit? Ce s-a întâmplat? Ursuleții mei gumați s-au transformat într-o masă lipicioasă! Ah, am înțeles! S-au topit de la căldura soarelui! Ah, mi-a venit o idee! Apropo de asta, mă întorc imediat! Ok, o să încep cu o farfurie, niște hârtie de copt și o formă pentru biscuiți. Steluța asta are o formă frumoasă. O să o umplu cu ursuleții gumați. Apoi o să topesc ursuleții gumați. Așa, încep să se topească și să umple forma. La final, o să adaug un bețișor. Nu mai vreau să mă joc, sunt trist! Mi-e dor de ursuleții mei gumați! Poftim, scumpule! Wow, o acadea în formă de steluță! E delicioasă! Are gust a ursuleț gumați! Căluțule de mare, gust asta! E preferata mea! Tu așa i-ai pune copilului tău casca de not? Spune-ne într-un comentariu! Și nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru de YouTube!